Eu mereu îi zic că e Marilyn Monroe. Este. Ea este foarte ambițioasă. A fost, a slăbit câte kilograme? Peste 40. Peste 40 de kilograme. Dar... Yeah! Bravo, Popescule! Bravo, mă! Ah, pardon, stai, iartă-mă. Am rămas cu Popescu. Și am impresia că tot ce se întâmplă bun în lumea asta, Popescu e Popescu cel care e. Face. Băi, dar e. E. Ioana, felicitări, dăm voie să văd trofeul. Te rog, ți l-am adus special. Perfect, așadar, oameni buni, avem aici Cosmo Beauty 2018, cel mai bun beauty blogger. Ioana, bravo Ioana! Bravo Ioana! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Bravo Ioana, mult. Ține-o tot așa. Ioana e foarte ambițioasă, să știi. Emoționată este, da, e emoționată. E prietena emisiunii noastre, nu înțeleg de ce e așa, să... știi? Bine Ioana! Și a terminat în 2015 la Universitatea de Artă, școală de make-up, tu ce știi? Da, am fost în Londra. La Londra a fost. Eu ajut să spună. Da, am fost în Londra, am fost la London College of Fashion, în cadrul Universității de Arte din Londra, și am făcut un curs de machiaj pentru că voiam să mă specializez și mai bine pe anumite subiecte în machiaj și nu găseam în România. Și atunci am cerut o recomandare al unui make-up artist oficial al unui brand foarte important, da, internațional, care, culmea, este o româncă plecată de foarte mulți ani în străinătate și mi-a zis, du-te acolo, acolo am făcut și eu. Foarte frumos. Da, da, da. A căzut premiu. A căzut premiu. Eu am reușit să mă specializez cu orele pe platou la Buftea. Da. Mă, dar uite, și... foarte tare, Ioana, și să știi că a avut ambiție. Cozonac ăsta îți face cu ochiul, Ioana? Recunosc că îmi face cu ochiul, dar eu îmi întorc privirea. Adică nu vrei să stai să dai ochi cu ochi de cozonac ăsta? Nu, nu vreau. Ce, Iulian, crezi că nu se uită acum la emisiune? Iulian e antrenorul. Da, da, da. Îl știu și eu. Îl știi pe Iulian? Nu, dacă să fiu drăguță, să intru în conversație. Iulian, te salutăm. Noi știm că a fost la noi aici la emisiune. Bravo, Maiana, deci ai luat un premiu. Continui în continuare. Mergi mai departe cu dieta și cu sportul? Cu dieta, cu sportul, cu bloggingul, cu vlogging-ul. Pentru că de foarte recent, așa, de când am fost ultima oară la voi, nu v-am povestit, dar mi-am reactivat canalul de YouTube și sunt foarte consecventă acolo. Postez de 2 sau de 3 ori pe săptămână. Postez ce se întâmplă în fiecare săptămână și mai pun un tutorial de machiaj, o întâlnire cu un om special. Arătați spre mine că n-ai zis special. Da! Ce să facem? Toată lumea e Cătălin Măruță. Perfect! Ea este Ioana, fii atentă. Ea este Ioana Dumitrache, căutați-o pe Facebook, Instagram și pe canalul ei de YouTube. Cum e canalul de YouTube? Ioana Dumitrache, peste chiar tot mă găsesc Ioana Dumitrache. Ioana, să știi că eu te-am apreciat foarte tare de când ai venit prima dată la noi la emisiune, pentru că tu ai slăbit 40 de kilograme în 2 ani, fără intervenții chirurgicale. Ambiția ta am apreciat-o foarte tare. Și să știi că cred că asta contează în viață și pentru cei care se uită la noi, faptul că sunt oameni extrem de ambițioși, aceia care reușesc. Adică te uiți la final când oamenii obțin performanță, că de fapt ei sunt extrem de ambițioși. Și tu ești foarte ambițioasă. Nu, vreau să zic și ăștia care rămân în căsnicii. Da. Înțelegi că sunt foarte ambițioși. Da. Și sunt foarte ambițioși și uite, bravo Ioana. Felicitări. Mulțumesc mult, uite, acolo sunt cu premiu. Acolo ești cu premiu? Cum, da, a fost la Londra? Să știi că a fost foarte frumos. Este orașul meu de suflet, de aceea am ales să fac și școala de machiaj acolo. A venit... Cât a fost la școala de machiaj la Londra? În jur de 1000 sau spre 2000 de lire, nu mai țin minte. De lire, dar știu că am făcut un împrumut la tati, da? Și apoi l-am dat înapoi. Foarte frumos, dar asta trebuia să fie acolo la școală, la cursuri sau era... Da, am fost și am stat acolo. Chiar și am stat cu acolo. 2000 de lire ai făcut și școala și cazare și masă și asta, nu cred. Am un avantaj pentru că prietena mea cea mai bună din copilărie, ne știm de la 10 ani, locuiește acolo și lucrează chiar, deci, ca make-up artist. Cazare și masă din partea prietenilor. Da, m-am descurcat, știi că e important să te descurci. Foarte frumos. Foarte bine.